Chiar dacă este chișinăuian din talpă, nu i-a fost frică să lase capitala și să vină cu traiul în satul Cubani, acolo unde și-a făcut mulți prieteni. A devenit voluntar la Asociația Obștească Neemia cu visul de a schimba viața în bine a copiilor din mediul rural. A studiat jurnalismul, iar voluntariatul este o provocare pentru el. Vorbim despre Daniel Darius Sadovei, care de mai bine de 2 ani face ore de engleză și lecții de chitară cu cei care s-au îndrăgostit de sunet instrumentului. I-a unit pasiunea pentru muzică și dragostea față de chitară, instrumentul care la început le-a dat multe bătăi de cap. Aproape toți copiii au recunoscut că a fost greu la început și li se părea imposibil să înveți să cânți la chitară, dar pasiunea pentru frumos i-a îndemnat să meargă mai departe și să continue lecțiile. De ce anume chitară? Pentru că este un instrument la care îmi place să cânt. Așa? E ușor să cânt? Da. Da? La început a fost mai greu. La început mai greu, da? Da. Dar pe urmă, cât ne-am obișnuit. Cât timp ți-a luat obișnuința? O lună. Am învățat că niciodată nu trebuie să renunți, trebuie să lucrezi până la capăt. Așa. Cât timp ți-a luat să înveți o piesă la chitară? Aproape o lună. Aproape o lună. Deci da. Nu e așa de mult. Nu. E mult sau puțin? E greu să cânti. Ce a fost cel mai greu? La început a fost greu și după a fost mai ușor. A fost mai greu pentru că abia începusem și... N-ai renunțat? Nu, mă gândeam de la început să renunț, dar nu am renunțat. Ce a fost cel mai greu? Păi la început a fost cel mai greu, pentru că nu știam nimic și mi-era foarte greu chiar. Și anume, la ce îți vine cel mai greu? E pentru că era prima dată și când cântăm la chitară, păi degetele, știți, ne duă și nu aveam puteri. Era... Așa. Vine și cu timpul ce ai învățat? Păi cu timp am început să învățăm acordurile, notele pe chitară și deja a început să devin mai ușor. Bagă zangul, bagă zangul! Păi după ce am început deja și avem experiență, a început să devin mai ușor. De iarnă am început a cânta. A fost greu de la început? Ca la început, orice început este greu. A fost greu. De nu ce puteam... n-ai renunțat? Pentru că de mic îmi plăcea cânti la chitară, îmi place cum sună chitară, îmi place sunetul chitării și când am avut ocazia să, când am auzit de clubul de chitară, am spus lui domnul Victor că să ne scrie și pe noi voluntarii. Noi am făcut o grupă de voluntari în asta la chitară și am zis că nu renunț la asta. Este greu? De la început a fost un pic greu, până când acordurile, cum le ții, decele, un pic dureau. După ce te deprinzi cu ritmul, cu... mergi treaba. Dacă vrei și dacă dorești asta, îți primești. Sunt recunoscători Asociației Obștești Neemia că le-a oferit această oportunitate în cadrul taberelor de chitară organizate de Daniel Darius Sadovei. Daniel recunoaște că și pentru el a fost ceva nou, iar în cadrul acestor tabere a învățat câte ceva de la copii. Îi place viața la țară și mai ales în Cubani, un loc foarte pitoresc cu oameni deosebiți. Una din lecții care le-am învățat este că tinerii sunt foarte diferiți și trebuie să lucrezi așa, să-i înveți pe fiecare și să lucrezi, să înțelegi cum fiecare lucrurile, cumva să-l cunoști pe fiecare și să le dai într-un mod diferit să le predai materialul, pentru că așa, dacă le dai la toți în fel, unul din 10 poți să înveți, dar restul nu învață. Și... Au fost, am înțeles, foarte mulți la început, au rămas mai puțin. Da, au fost inițial. Inițial am avut două grupuri de câte 8 chitariști și din aceste două grupuri, din primele grupuri de bază de vara trecută, au rămas 6, dar am mai făcut după asta, în toamnă, am mai creat încă un grup, iarăși de 8 chitariști și din aceia tot 5-6 persoane au mai rămas. Așa că acum avem în jur de 10 chitariști centru comunitar Neemia are. Are, da? Da, da. Este greu să predai copiilor? La început era greu pentru că eu, cumva, în calitate de profesor, am venit așa neinițiat și
dar în același timp, pe lângă greutăți, este și împlinirea pe care eu cumva am avut. Eu lucru cu copiii, mi-a plăcut întotdeauna și eu vin din familie de pedagogi și probabil de acolo cumva mi-se trage dorința asta de a, în ciuda faptului că am absolvit jurnalismul. Daniel spune că deocamdată își dorește să contribuie personal ca viața copiilor să fie mai interesantă, ca copiii să poată vorbi engleza, pentru că asta le oferă noi oportunități pentru viață.